Podul Grand se închide complet din 15 octombrie până în martie anul viitor, pe sensul dinspre Crângaș către strada Turda. Circulația rutieră va fi permisă doar pe sensul Turda-Crângaș. În luna martie 2023, primarul general al capitalei Nicușor Dan anunța reluarea lucrărilor de reabilitare și consolidare la Podul Grand, procesul de reabilitare fiind început în urmă cu 4 ani, apoi sistat din cauza situației financiare la nivelul de 35%. În luna august au pornit lucrările, întâi acționându-se asupra bretelelor podului. La începutul lunii septembrie, Nicușor Dan anunța că lucrările avansează și din octombrie vor demara lucrările la structura de rezistență a podului, partea principală a acestuia. Inițial, tramvaiul 41 a circulat în continuare pe ambele sensuri, însă din octombrie tramvaiul 41 circulă pe porțiunea Crângaș-Turda pe o singură linie cu sistem de macaz până la finalizarea lucrărilor ce țin de calea de rulare a tramvaiului. Totodată, șoferii vor fi deviați pe calea Giulești și pe pasajul Basarab. Aceștia se gândesc îngroziți la ce așteaptă în această toamnă. Traficul, ca și până acum, infernal. Aoleu, păi ce să vă spun, e foarte greu pentru toată lumea, vă dați seama că... De când intră? După 15, anunțat că după 15 octombrie acum. Va fi vai. Asta e, o să fie Basarabul maxim. Credeți da. Că o să respecte termenul anunțat? Ai, păi a respectat vreodată, nu vedeți că la noi durează ani și ani. O să fie foarte mare aglomerație și părerea mea ar fi să renoveze mai repede podul. E un dezastru. E un dezastru dacă bagă podul Grand, dar să-l bage pe bucăți cel puțin așa, nu știu. Nu știu, altceva. Au anunțat că o să bage jumate, o să circule doar pe bandă. Da, e bine, e bine să-l facă ca să nu ne, să nu cădem cu el. Cum credeți că o să fie traficul în perioada? Greu, foarte greu, să știți. Și așa e traficul greu aici noi în cartier. Să traversăm în partea cealaltă, traversez în fiecare zi și e foarte greu. Credeți că o să respecte termenul stabilit? Nu cred. Nu cred. Ar fi bine, dar nu cred. Podul Grand a fost finalizat în 1982 și reabilitat în urmă cu 15 ani. Valoarea investiției actuale este de 65 de milioane de lei cu TVA inclus. Redeschiderea completă a podului Grand este programată pentru luna martie anului viitor, conform declarațiilor directorului Administrației Străzilor București.